Stimați telespectatori, pentru astăzi din nou am plecat de la premiza unui lucru care îl auzim foarte des în societatea contemporană. Ce s-a mai stricat lumea? Vai ce lume rea! Ei, societatea suntem noi, lumea suntem noi, oamenii suntem noi și tot ce vedem în jurul nostru, noi putem crea bine sau rău, sau putem face bine sau rău. De aceea m-am gândit că astăzi ar fi bine să vorbesc despre antagonismul sau mica contradicție dintre societate și familie. Dacă ne uităm întotdeauna, știm că unitatea fundamentală a societății în ceea ce înseamnă umanitatea, ea este baza fundamentală. Familia creează toate valorile de care avem nevoie. Poieți, eroi, genii, conducători, oameni, tot ce are nevoie societatea se formează și se creează în cadrul familiei. Familia este izvorul nesecat de valori în societate. În schimb, societatea se constată uneori că ea poate veni cu lucruri care sunt în contradicție cu familia. De aceea, atunci când vorbim de o constituție apostolică, care au fost primele norme de viețuire creștină în virtutea lui Hristos și a Sfinților Apostoli, puse în paralel sau, dacă vreți, în antiteză cu constituția socială a societății, cu constituția țării, noi vorbim de un etos, aici vorbim de etosul românesc, plecând de la scrierea lui Simeon Mehedinț, care ne învață să ne respectăm obârșia, legea, creștinătatea, obiceiurile, tradițiile și toate ale neamului, noi plecăm de la ideea că societatea trebuie să îndeplinească cele trei norme. Acest mare savant și om de știință a scris o carte care se numește Școala Muncii. El ne arată acolo că cel care guvernează societatea, dacă vrea să se numească politruc sau om politic al statului, trebuie să se gândească în primul rând la familia care alcătuiește societatea, pentru că mai multe familii la un loc, dacă au o armonie, alcătuiesc o societate sănătoasă. De aceea legile care se dau în societate nu pot fi niciodată în contra familiei, sau legile care se dau în societate nu pot să atace familia. Și pentru că am trăit multe controverse moderne privind libertatea de exprimare, privind libertatea de gândire, privind libertatea de manifestare, am auzit de multe ori sau am fost tentați să plecăm urechea și să ascultăm expresii de genul familia fanatică, familia conservatoare, familia fundamentalistă, familia creștină, familia ortodoxă, familia socială. Nu, există un singur fel de familie. Există familia, unitate fundamentală a societății. Mama și tata au datoria de a naște copii vii, de a-i crește și a-i educa pentru mersul societății pe mai departe. Iar atunci când întâlnim abaterile de la norma socială a familiei sau Constituția vine în contradicție cu familia, atunci se atacă sistemul de valori. Nu neapărat creștin, pentru că putem avea o familie și în societatea musulmană, avem și în familia hindusă, și în familia budistă, și în familia atee, și în familia păgână, deci oriunde am fi, vorbim de familie. Chiar și în erezii, dacă ne uităm, tot familia este fundamentală de bază, deci noi nu putem ataca sistemul de familie. Deci societatea trebuie să facă în așa fel ca prin constituțiile sociale pe care le elaborează și legile pe care le dă societății să nu altereze într-un nimic familia socială. În momentul în care te-ai atins de familie ca instituție socială în societate, ai dărâmat tot sistemul social și toată piramida valorilor. De aceea societatea n-are voie să intre niciodată în contradicție cu familia. Familia este cea care dă temelia societății, dă valorile societății și îi dă sens societății spre un țel bine determinat. După ce am reușit să ne rugăm,
și să-L dorim într-adevăr pe Dumnezeu, celelalte vin la noi de la sine, nu mai trebuie să muncim pentru ele. Adică Dumnezeu când îți vede dragostea, revarsă El bunătatea, mila și toate celelalte. Pentru că, ce se întâmplă? V-am spus, întâi de la ureche la minte și de la minte la inimă. De la minte la inimă e altă taină. Noi vedem una în cartea de rugăciuni, vedem una în viețile sfinților, vedem una în pateric, vedem una în cărțile duhovnicești care le citim și alta pe traseu. Și nu știi cum să le interpretezi sau cum să le iei de așa fel, pentru că tot din taina spovedanii aud când spun oamenii: da, părinte, dar știți, e o problemă, nu poți să fii în societate ca în biserică. Da? Așa este, nu poți să fii în societate ca în biserică, dar nici în biserică nu poți fi ca în societate. Deci trebuie să te gândești foarte bine la modul de a modela locul unde îți desfășori activitatea, ca locul tău de muncă să fie un rai. Ce înseamnă locul de muncă un rai? Acolo unde te rogi, să ai un pic de aghiazmă la tine și dacă te-ai spulat dimineața, iei un pic de aghiazmă sau o bucățică de anafură. Să ai o iconiță care să o pui pe biroul tău când lucrezi. Sau, de exemplu, tragi la târnăcop, n-ai să stai cu icoana pe teren, dar o porți în buzunar la piept, știi că acolo e Dumnezeu care te veghează. În momentul în care vezi că unul înjură, tu nu trebuie să înjuri. În momentul în care vezi că unul fumează, tu nu trebuie să fumezi. În momentul în care vezi că unul bea în exces, tu nu trebuie să cazi în lăcomia beției. În momentul în care vezi că unul vorbește porcos, tu nu trebuie să faci ca el. Și tu ți-ai făcut locul de muncă ca un rai. Și nu ești în societate, dar ești ca în biserică. Asta se numește trezvia minții, paza minții, paza atenției, paza gândurilor. Dacă reușim să punem la punct această problemă a minții și să nu o lăsăm să se descătușeze în neroziile zilnice și publice, atunci suntem departe. Deci, eu m-aș întreba doar o singură chestiune, n-am nimic împotrivă, nu sunt un politruc înrăit și nici nu mă pasionează, pentru că politica este făcută murdară și ea rămâne murdară. Dar oamenii sunt făcuți curați și trebuie să rămână curați. Spune-mi, stau 50.000 de oameni sau 100.000 de oameni sau câte sute de mii de oameni au stat în frig acolo și au urlat, au strigat, au jicnit unii pe alții și au aruncat vorbe murdare. Cu ce-a crescut PIB-ul României? Deci luați o logică. Deci de cât făceai toată această tevatură, mai bine se puneau 50.000 de oameni sau 100.000 de oameni și citeau la psaltirii. Cred că era de 10.000 de ori mai folositor. Pentru că noi nu ne dăm seama că suntem copii mici la mâna unor interese și știute și necunoscute și meschine și nemeschine, care nu facem altceva decât suntem asmuțiți unii împotriva altora sau unii contra altora ca să ne jicnim. Deci fiecare este român, fiecare are o casă, fiecare are o familie, fiecare dorește ca copilul lui să facă o școală bună, fiecare dorește să aibă un loc stabil de muncă, fiecare dorește să aibă o prosperitate în casă, să poată să-și cumpere o pâine și ce are nevoie. Dar nu cred că huiduiala rezolvă o problemă de genul ăsta. Sunt atâtea metode înțelepte și sunt atâtea metode civice prin care poți să găsești o soluție de corectare, încât, dacă ne-am dat bine seama, am înțelege că de 27 de ani, că suntem în 2017, dacă punem și finalul 89, care era o lună de zile și mai mult nu contează, noi facem aceeași greșeală fundamentală pe care am făcut-o de mii și de mii și de mii și de mii și de ori. Da. Noi ne complacem în aceeași idee, în aceeași soluție, în aceeași situație. Eu am întrebat pe un om la modul cinstit și i-am spus: cu ce te-ai ales că ai stat 5 zile în stradă și te-ai enervat, ți-ai adunat păcate? Da, dar ce că să apară o schimbare. Da. Dacă vrei să schimbi programul la televizor, îl schimbi din buton. Dacă vrei să schimbi direcția la mașină, dai de volan. Dacă vrei să schimbi programul în telefon, dai pe altă tastă. Așa și asta. Deci trebuie să găsim soluția înțeleaptă și civilizată
prin care să demonstrăm că noi am crescut din punct de vedere intelectual. Deci nu mai suntem țăranii de la 1970, ca drept dovadă că am progresat intelectual. Eu spun că primul semn de progres intelectual este acesta. Dacă noi ăștia bătrânii încă mai credem în gogoși nemuritoare sau în povești de adormit copiii, uneori, câteodată, chiar dacă ne supărăm, că și eu zi la 50 de ani în sus, deci mă pot considera un început de moșneală. Cu atât mai mult ăștia tineri ne-au demonstrat că gândesc altfel. Deci ce-au făcut? Și-au luat liniștiți. Unii o văd ca pe o mare nenorocire, alții o văd ca pe o mare suferință. Eu o văd ca pe o mare realizare. Faptul că niște copii tineri s-au înfipt în viață și au trecut hotarele Dunării și s-au dus, Austria, America, Germania, toate țările astea occidentale, pe unii muncesc, și și-au căutat un trai normal și decent, și ei la rândul lor vor avea soții și copii, și ăia vor crește, și ăia își vor schimba mentalitatea, și vor gândi altfel, și vor învăța altfel, și vor cunoaște viața altfel. Poate când se vor întoarce în țara noastră, se vor întoarce cu alte mentalități. Și atunci, schimbându-se o generație, se va schimba și o mentalitate. Deci dumneavoastră o să spuneți, băi, părintele ăsta vorbește să n-adorm. Eu nu vorbesc să n-adorm. Vorbesc ca să înțelegeți că Dumnezeu, care era Dumnezeu, a făcut o experiență. Stăteau evreii în robia Egiptului, făceau cărămizi, erau bătuți, biciuiți, hrăniți în mod intenționat cu carne de porc, pentru că era interzis religii iudaice, munciți și sclavajiți bine, și totuși vine Moise, îi trece prin Marea Roșie, îi salvează și când ajung în mijlocul pustiei, știți ce spun? Ho, dacă ne-a dus aici să murim de foame, dar mai bine stăteam în Egipt, mai bine era acolo. Aveam mâncare, aveam ce lucra, aveam stăpâni, eram sclav, n-aveam problemă. S-a îngăduit Dumnezeu și i-a spus lui Moise, mă, dă-le mâncare. Le-au adus păsări zburătoare, le-au adus mană din cer, le-au dat apă din piatră, le-au vindecat bolnavi, le-au dat noaptea lumină de foc să vadă pe unde să meargă, călăuză, le-au pus ziua stâlp din nor să nu rătăcească drumul. Și ăștia tot îndrăciți, când au ajuns la poala muntelui Sinai, și-au tras frumos un vițel de aur, au început să joace în jurul vițelului și ce-au făcut? L-au mâniat pe Dumnezeu. Moise, în toată bunătatea lui, a zis așa, Doamne, dacă îi ștergi din cartea vieții sau îi omori, ia-mă și pe mine, nici nu m-a mai lăsat. Dumnezeu a înțeles gândirea lui Moise, cea omenească, de gândirea lui Dumnezeu, cea dumnezească. Și a zis așa, bine Moise, fac cum spui tu, uite, îți arăt că sunt un Dumnezeu îngăduitor și nu sunt un Dumnezeu răzvrătit, adică nu sunt împotriva ta. Dar i-a lăsat să rătăcească 40 de ani în jurul muntelui Sinai, până a murit o generație de evrei încăpățânați care nu vreau să asculte de porunca lui Dumnezeu și de legea lui Moise, care o adus-o din Sinai.